Subiectul acesta deja mi se pare penibil și frustrant în același timp, așa cum a spus și doamna Simona, și cred că în fiecare sezon s-a discutat și aceleași probleme și discuții au fost, cu toate că s-a mai tranșat chiar și la începutul sezonului, dacă bine mi-amintesc, legat de cumpărarea țigărilor din bugetul comun. Într-adevăr, nici mie nu mi se pare absolut deloc normal ca toată lumea să suporte acest viciu la comun, atâta timp cât sunt opt doamne și domnișoare în casă care nu fumează și chiar dacă erau mai puține, tot nu era corect. Este într-adevăr frustrant pentru că un viciu este un viciu într-adevăr și nu trebuie ca cei care fumează să aibă pretenția să fie suportat uh, viciul lor din bugetul comun. Adică mi se pare chiar o chestiune de bun simț și ei, uh, dacă erau corecți, trebuia de la început uh, să facă în așa fel încât să-și cumpere aceste țigări din uh, banii proprii, de pe card, uh, din partea familiei, de la prieteni, mă rog, există diferite modalități. Nu e ca și cum uh, S-ar afla undeva într-un loc în care nu au acces la uh, cei de afară, la diverse modalități de a achiziționa bunuri. Așa cum primesc în fiecare zi mai nou tot felul de pachete, cadouri uh, din partea susținătorilor și a familiei, ar putea la fel de bine să primească chiar și țigări din partea familiei. M mă refer, evident, nu are nimeni pretenția să le cumpere susținătorii țigări. Mi s-ar părea de bun simț să facă ei acest lucru, să ceară așa cum fac și băieții. Am înțeles că băieții își cumpără singuri aceste țigări. Prin urmare, mi se pare foarte mare lipsă de bun simț să faci chestia asta timp de câteva săptămâni, luni și să spui că așa s-a decis și asta e. Iar când vine vorba ca cineva să își dorească ceva care nu se află pe uh, lista comună sau pur și simplu, chiar dacă era o chestiune personală, nu mai spunem că acele alimente se cumpărau pentru a fi gătite pentru toată casa, chiar dacă era o chestiune personală, așa cum sunt și țigările, trebuiau să fie acceptate, dar uh, a fi în vorba de alimente pentru toată casa, cred că nici nu trebuia să aibă loc uh, această discuție. Evident că clanul fetelor care fumează, ați văzut deja, și-au și dat ochii peste cap când a, au auzit propunerea doamnei Simona în frunte cu Antonia, Cristina, Maria, cine mai fumează, cred că Elena...